Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Astăzi m-am gândit să facem o scrumbie la grătar, pentru că se apropie vremea frumoasă. Ieșim la pădure, la... O aloza pontica, așa, pontica, da, nu? Da. Așa, scrumbia de Dunăre. Și m-am gândit să alegem scrumbie pentru grătar. Este foarte, foarte bună. Este un pește nu prea căutat, pentru că are foarte multe oase, nu? Multe, dar mici. Da, și dacă o crestăm pe bine... Pe asta vreau să arătăm dispar. Acum, da? Așa, ia să vedem. Cum îl crestăm noi ca să scăpăm de oasele mărunte? Astăzi te ajut cu ceva sau doar privesc? Astăzi privești. Privesc. Uite că mă ajută și pe mine. De data asta sunt ocrotit de lege. Da. Dar nu de legea pescuitului, că asta nu ocrotește nimic. Așa. Deci în modul ăsta sigur scăpăm de oase, nu? Cred că da. Cred că da. Și între timp spunem ce mai avem nevoie aici, în afară de scrumbia cea delicioasă, bună, gustoasă și chiar frumoasă, și ca pește, un pește frumos, uite, uite ce frumos. Și destul de mult în Dunăre, nu? Da. Asta e de Dunăre este sau de mare? Este un pește marin care migrează în Dunăre pentru reproducere, trebuie să știe lumea. Nu te-ai făcut de râs, este foarte bine. Dunăre și mare, nu? Este, da. Și Pontica vine de la faptul că sărata a trăit în bazinul Aralo-Pontico-Caspic, pentru că acum câteva milioane de ani, teritoriul țării noastre era sub apă și făcea parte din marele bazin Pontic. E bine, Florentine? E bine. Deci, haide să o luăm. Ce avem aici? Ulei, ulei, oțet, sare, piper, usturoi, mujdei și verdețuri. Ce să... Pătrunjel? Nu, obligatoriu pătrunjel. 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 E obligatoriu să punem scrumbia pe salată, așa, frumos? Ah, nu, nu. Ca să dea bine la Florentine. Just for fun. Bun. Așa. Și să înțeleg că scrumbia asta se consumă cu apă? Păi o să pregătim aici un mujdei cu oțet. Și nu mai facem și X-uri, așa, numai într-un singur sens o crestăm, nu? Da. Și așa oblic, nu? Pentru oblic, că oasele cum sunt? Ai dreptate, pentru că oasele sunt paralele cu coloana vertebrală și crestând-o oblic, doamna Carmen știe foarte bine, știe tot. Știe ca un om știutor. Salut, junior! Să nu ne invidiezi că, uite, îți pregătim aici o scrumbie pentru tine. Să le punem pe grătar. Hai să mă murdăresc și eu, de ce? Să nu fac și eu ceva? Chiar așa, degeaba, nu pot să stau. Nu? Uite așa. Ops! Între timp... Între timp, hai să pregătim mujdeiul. Hai să pregătim mujdeiul. În ce pregătim mujdeiul? Uite aici, unde e aici. Cu apă, să da, iau eu apa. Da, punem un pic de sare. Așa. Nu, întâi ulei. Sare în sus și sare în jos. Oil. Un pic? Hai, pune. Hai, pune. Mai punem. Asta o să o pun eu aici ca să nu murdărim ștergarul. Oțet. Mai pun un pic. Scrumbia e pește gras? Foarte gras. Foarte gras. Scrumbia numai de asta este un pește foarte gras. Vreau să vă spun că la mujdei trebuie neapărat oțet. Sare ai pus, piper și verdeață. Bate puțin vântul aici. Asta, așa. Și apă. Și agua. Agua dulce. Cum spune Julio Iglesias, agua dulce, agua sal. Agua sal, în agua sal, săraca scrumbie trăiește și noi facem lichidul cu agua dulce, nu? Da. Mai pun un pic. Mai punem un pic. Mai punem, că e gratis. Apa nu ne costă. Ia să... Dar știi ce bun e? Ia să încerc. Nu, că nu-l gust. Bun, bun. Ah, și acum o să-l punem așa peste scrumbia caldă, fierbinte. Ce bine.
Așa. Între timp, scrumbiuța noastră s-a făcut. Iau, ce frumos! Cooperare între... Așa. Aici. Mirosul specific de scrumbie. Poți miros mai vorbești, care cred poate? Că nu, mi-e foarte greu, serios, pentru că am impresia că deja a venit primăvara și eu în general mănânc o dată sau de două ori scrumbie pe an, la început când apare. Asta sper să fie prima dată, că deja suntem în februarie. Da. Este nemaipomenit. Uite, Florentine, uite ce frumos arată scrumbia noastră, făcută de gazda noastră, doamna Carmen. Ați văzut ce repede. Da, pentru că afară este un pic frig, ca să o consumăm o să mergem înăuntru. Da. Un paharel de vin. Și noi așteptăm data viitoare cu plăcere. Aici, la restaurantul Cocoșul Roșu. Și vă dorim, dragi prieteni, poftă bună, cumpărați-vă scrumbie, beți un șpriț și să ne vedem sănătoși emisiunea viitoare. La revedere. Mulțumesc, Carmen, la revedere. Eu am plecat.